aplauze pentru Alexandru Țiproc. Maestre! Și respect! A venit Țiproc cu o freză nouă și cu un look nou și cu mustăcioara și cu tot. Domnul Țiproc, această legendă vie a mașinațiunilor, acest Da Vinci contemporan. Păi, deci m-am bucurat foarte tare când am văzut regele României, practic. Mai țin minte, nu? Țin minte tot! Când oamenii aveau o dace pe timpul comuniștilor, ca să nu le fure cineva noaptea, au scos volanul. De acolo am învățat că dacă am o bijuterie, ca asta care l-am conceput, ca să nu fure cineva, am scos volanul. Ce este? Este... Și cu ăsta știm despre ce e vorba. În ziua de astăzi nu poți circula cu mașina dacă n-ai un ciomac. Mai ales că eu voi avea un măgăruș acolo sau măgăriță, cine știe, ce foarte valoroasă. Mai ales măgărița, fiindcă vreau să scot câinile din locuințele oamenilor și să băgăm măgărițe, că măgărița dă lapte. Dă lapte și laptele de măgăriță e 1.000.000 de lei. Acest vehicul va fi tractată de cal. Dacă nu ai cal, e bun și caterul. Dacă nu ai cater, e bun și măgarul. Dar dacă nu e nici măgar, e bun și măgarul cu facultate. Domnul Țiproc, pe scurt, o prezentare a proiectului. Elon Musk, fii atent aici. Deci ce vrea să fie ăsta? Asta ne întrebăm și noi. Acesta este o inovație care nu a reușit toată populația Pământului în toată istoria asta, ca cel ce are un măgăruș și are o căleașcă din ăsta, ca să nu mai meargă măgarul în față și să meargă cu un volan, să conducă cu un volan. Țineți, m-a pus căruța înaintea calului. Să aibă tracțiune spate, ca mașinile astea, sport. Care este rolul șurubului în această poveste? Deci asigurarea volanului ca să se întoarcă, ca să poți să mânuiești volanul. Măgărița care împinge această căleașcă, poate că are și pui. Dar cum împinge măgărița? Adică, știi cum împinge? Da, cum... Așa pune umărul și împinge. Așa împinge. Cum împinge? Cum este blocat în dispozitiv? Măgărița este băgat cu fața. Împinge este cu fața. Băgat cu fața către aici spatele scaunului. Da. Și dacă merge pe drum, că acum de lumea asta nouă, drumurile sunt foarte netede. Nu mai e necesar ca să fie neapărat pus invers, că în ăsta se poate pune și invers. Ca minunata lume nouă, mă. Domnul Țiproc a venit astăzi să demonteze mitul automobilului la umor. El ne-a demonstrat că aceste vehicule, în ghilimele, care ne transportă de 100 și ceva de ani pe suprafața Terra, sunt inutile. De fiecare dată vine cu câte o chestiune care pare așa la îndemână, adică zici, bă, cum nu m-am gândit și eu la asta. Fantastic, fantastic. Dar această inovație ce am făcut eu aici ar putea să însemne foarte mult pentru turismul românesc. Fiindcă ați văzut dumneavoastră, vin turiști în România și toate magazinele astea aici în București, una lângă alta, vând mobilă sau lucruri mai mari, frigideră sau nu știu ce acolo, și lumea nu poate să le cumpere, că cum să le care mână? Corect. Tu în Maldive nu ai cumpărat un frigider? Ba da! L-am luat la bagaj de mână, că nu... Iertați-mă o secundă. Vă închipuiți că un turist ar veni la shopping în România și și-ar lua un frigider? Dar ascultați-mă ca să spun mai departe, ca să înțelegem exact despre ce e vorba. Ăsta va fi un taxiu care va merge pe trotuar. Vine turistul, îl închiriază. Da, ce legătură au turiștii? Turiștii plătesc să împingă măgărița sau vehiculul? Pe de altă parte, trebuie să vă atrag atenția că, două puncte, în acest 2022 trebuie să ne gândim la versatilitatea acestui vehicul și vreau să ne spuneți astăzi dacă el va pluti pe mările deschise, Marea Neagră, de exemplu, cine va trage vehiculul în apă? În apă? Da. Cine îl trage? Întorci măgărița. Păi măgărița să neacă, întorci cu fața în jos, ia apă. Apă cine merge? Cine bagă în apă? Că să te poți băga și în fucsia. Eu bag în apă! Există un secret atunci când ai de-a face cu oameni de genul domnului Țiproc. Și anume, de genul domnului Țiproc,
nu au foarte... Uite, o să o pun într-o formă foarte drăguță. Nu au foarte mari tangențe cu concretul, cu logica imediată a lucrurilor. Și atunci tu trebuie să ai capacitatea sau să încerci măcar să îl aduci așa un pic în concret, în... Știi? Asta nu înțelege domnul Cătălin. Păi la o chestie abstractă, tu o abstractizezi și mai tare? Suntem în era schimbărilor, deci... Nu, era... Dacă ne imaginăm acest vehicul tractat în Marea Neagră de delfini și avem totuși bateriile încărcabile și panouri solare, v-ați gândit să evoluăm un pic? Te-am dus prea departe. Am dedus logic faptul că automobilul viitorului adus de domnul Ciproc la Ai Umor se va aduce... Papa Sâmbetei, deci trebuie să dețină și delfini. Ați dori să colaborăm pe viitor? Eu vă spun un lucru mai interesant. Da. Mai stau, că nu mai am. Măi... Orădan se-a dat seama că există cineva cu un discurs mai ciudat decât al ei. La terminarea cursei va merge un kilometru, 500 de metri sau nu știu ce, până la un taxi, unde o să scoată toate bagajele și o să scoată din buzunar poate 100 de euro. Deci este un obiect de shopping. Și băieții vor fi foarte fericiți. Și va putea să folosească, deci recreație. Vei avea o posibilitate cu acest vehicul care merge foarte încet să vezi orașul așa cum trebuie. Du-te și fă un test. Imediat ce vreau să mă arunc într-un concret, dar mă lasă nimeni să pun întrebări concrete. Deci eu am înțeles că măgarul stă în spate, stă cu fața normal și măgarul împinge, înțelegi? Ce facem, îi traduce? Dar domnul Ciproc vorbește în română sau noi l-am văzut atât de multe ori încât chiar înțelegem. Îi spune, vezi că... Și vezi cum faci la... Și în momentul în care domnul Ciproc face dreapta... Ana, dar tu n-ai fluturat și unde ești fluturat și tu ești? Normal că se duce și măgarul în dreapta, dar eu nu pot să înțeleg de ce p***a să deruteze măgarul. Adică în momentul ăsta măgarul nu știe niciodată ce are de făcut. Atât de captat ai fost de momentul lui Ciproc, că nu ai mai văzut pe aia de lângă tine ce fac. Ba da, i-am văzut. Și Mihai o ținea așa, de mijlocel, de tot își plimba mâinile pe trupușorul Hirav. Era acolo o treabă, mi-am adus aminte, da. Da, m-am dus să-l întreb ceva. Gen, care logica? Și ăla zicea că nici el nu știe. Nu erai deranjat că a stat pe tine la tine în braț? Ce zici? Hai mă, zi acolo ce știi tu, meseria ta, concurența trebuie asta. Trebuie să te întreb, dar faci nevoia, pentru că el există acum. Păi, dar nu m-ai întrebat, ești nebună. Domnule Ciproc, am auzit că aveți la dumneavoastră calul sau măgarul. Să vină calul. Să vină calul. Să vină calul. A creat un cal? Da. Wow, nu cred. Domnule, deci Jules Verne era... Poartă-ne, măi! Maică-le! Cum arăta calul? Ca numărul, practic. Mai multe, ce să mai spune? Era foarte real făcut, adică ziceai că e hologramă. Deci nu, să nu credeți că e vreun efect făcut de în postproducție. Nu, era un cal. Ai Umor prezintă. Da. Poartă-ne, măi! Dar ce pun ferm acolo! Nu atinge calul în locuri în care... Calule! Măgarule, ho! Calul se pare că nu a supraviețuit testelor de laborator ale domnului Ciproc, că târul a fost nehotărât, cred că a căzut la pat, și măgărușul a învins. Deci, practic, erau doi oameni acoperiți cu o carpetă, cu ceva. Păi nu, că păreau ca o cămilă drăguții de ei. Adică nu ți-a plăcut calul cu copașul? Este de departe cel mai jalnic cal pe care l-am văzut în viața mea. Am mai văzut oameni formând un cal. Dar aici, efectiv... Chiar și în Troia! Eu nu știu totuși de unde o fi luat domnul Ciploc pătura aia. Pătura aia s-a fabricat în 58, efectiv. Trebuie să cunoaștem calul neapărat. Deci este... O, Doamne, cine? Cine? Dar ce pantofi are calul! Da. Așa. Așa, haideți să-l blocăm în dispozitiv, domnul Ciproc, să fie în siguranță. Acum calul e acolo, eu stau aici. Haideți să ne urcați la volan, maestre. Hai, primul mai e cum mai e, dar al doilea... Partea din spate din cal e oropțit. Ca să, cum să zic eu, să scoatem din obiceiul ăsta
rău al umanității să lovească în caș sau în măgar sau măgăriță, indiferent ce, am inventat ca să fie condus această căleașcă cu semafor al măgarului. Dar aici va fi comanda ca măgarul domnul va vedea un semafor. Avem o întrebare care este foarte, foarte concretă. Întrebarea mea este aici am vocea rațiunii. Aia este o șaretă, domnule. De ce după secole întregi, în care efectiv calul sau măgarul sau cămila sau absolut orice a fost pusă în față și omul în mod foarte simplu a făcut hâț-hâț dreapta, hâț-hâț stânga, așa știu eu, practic noastră acum știți cu ce v-ați ales? V-ați ales cu un animal derutat în spate. Pentru că ăla se face dintr-o dată hâț la dreapta. Oh, dar n-ai înțeles. Maestre, este principiul triciclului. Două roți bune în față, ghidaj și a treia roată la căruță, care astăzi este cal. Mă, dar de ce nu e în față? Dar de ce nu e în față? Adică ce obținem, ce câștigăm, domnul Ziproc? Uneori e bine să împingi decât să tragi. Înțelegi? Nu trageți, împingeți. Tu când vrei să muți un pat dintr-un loc în altul la tine în casă, nu e ușor să tragi sau să împingi? Păi stai mă că eu stai că eu n-am... Corect. Problema e alta, că măgarul cam dă cu spatele, trebuie să-l pună invers. Deci spate în spate. Spate în spate, uite așa împinge. Tu ești cu volanul, eu sunt măgărița. Și merge mai cu spatele, că așa e măgarul merge cu spatele. Aici ascultă, aici se vede semaforul pentru animal. Animalul înțelege, avem patru culori. Dar ce înțelege animalul, domnul Ziproc? Verde, de mers înainte. Uitați, mă urc aici, verde, mers înainte. Doi, deci verde, înainte. Galben, pe copită. Galben, al anunț pe măgar din spate sau cal, pe copită. Atenție. Fiz gata, da. Are senzor de copită. Și după aia pun verde. Păi nu, e deci verde, galben, roșu. Verde, ce face? Vedeți seama că nu mai poți să stea în spate acolo. Vedeți că vă mănâncă calul din buzunar. Ascultați aici numai. Ca să-i dau hangul. Liniște? Să-i dau hangul. Înțeleg. Domnul Ziproc. Așa. Calul vede în culori? Câinele nu vede în culori. Calul vede în culori? Păi orice animal, orice, ochiul este la fel la orice animal. Nu este la fel, câinele nu vede culori. Ochiul de păianjen vede cele mai multe culori, vede un spectru pe care oamenii nu orice vede, dacă se obișnuiește să vede în orice. N-am auzit încă. Trebuie doar să fie obișnuit. Eu vreau ca să fie eliminat biciul de la animale. Perfect, aplauze! Asta încearcă să... Ce punem în loc, domnul Ziproc? Semafor. Ce, la caută pe telefon să vadă dacă calul vede în culori? Da. Toate declarațiile cailor se iau acum. Nu, nu prea. Ce să alea culori? Da, eu văd. Vezi curcubeu? Uitați, gândiți-vă înainte de această inovație. Calul mergea înainte. Și numai dădeai cu biciul și calul trebuia să meargă, tot trăgeai de hâțuri în stânga-dreapta. E plictisitor pentru animalul ăla. I s-au topit inelele de pe degete. O să se scurgă așa la un moment dat. Cu tot tâmpismul care mă caracterizează pe materiile fixe, bă, am înțeles un pic ce vrea să zică, dar nu înțelegeam de ce calul, măgarul, catârul stă în spate. No, și m-am chinuit un pic să mă rup pe scenă, că m-am gândit că poate să țipă cu mine în vreo râpă și scăpăm. Iată cum dragostea învinge binele. Dorind să devină celebră cu adevărat și sătulă de puținul pe care îl oferă internetul, Ana a urcat în carul de război al lui Ziproc. Eu nu înțeleg nimic, era să și rămân corigentă la fizică. Deci, noi douăți aici, da? Doamne, da. Hai, Ana, că am văzut astea în India. Please, sir, please, take me. Please, take me. Așa. Acum, dumneavoastră, vă simțiți lângă mine ca lângă un om, un băiat... cumva realizat, cumva mai tehnologizat. Dar eu nu le-am bogățiile, bărbaților. Da, creativ, genial, practic. Ana, acest cadru, o să primești un tablou cu el. A fost un moment, s-a conturat un tablou foarte frumos. Ea se asorta cu mustața lui. În fața noastră există aer curat, nu este un cal care... Nu știe că noi suntem aici, poate am mâncat fasole sau cine știu să mâncat capra, măgarul ăla și ne face niște gaze și nouă nu ne convine. Acum mai rămâne cu spatele în spatele căruței
Și-ți ferească Dumnezeu dacă se apropie cineva, că măgarul cu ambele picioare te arungă printre stele. Voi vă dați seama că treaba asta se difuzează pe o televiziune publică, deci o femeie cu niște fluturi negri în cap, lângă un domn care arată extraordinar de asemănător aici cu Adolf Hitler, într-o șaretă cu volan, iar în spate un cap de cal. Un cap de mini cal, în care se vede doar un ochi și care se uită un pic. Știi? Adică, mamă. Deci e atât de absurd și de nebunesc. Uite-l pe ăla. Dar calul are pantofi de lac astăzi. Hai, aplauze pentru trage împinge. Da. Un pic în față, un pas. Calule, un pic. Așa, așa. Nu vă temeți că nu picăm. Se tocesc flecurile de la pantofi. Doamne, iartă-te. Bine ați venit, calule. Auzi, băiatului ăluia cu pantofia de lac, să spui îmbracă-te frumos, că astăzi trebuie să faci un cal. Calule, mergem în spate către stânga. Are și marșarie. Acum ca să ne întoarcem puțin. Mai. Domnul Țifroc. La gleznele goale. E modern calul. Și acum deocamdată pentru mașare nu am pus bec aici. Vă cer. Eu trebuie să-mi iau la revedere. Sunt convinsă că sunteți minunat pentru cineva care vă înțelege, dar eu la doi neuroni a mei... Vezi că vă mănâncă... Au! La doi neuroni a mei vă doresc succes. Elu este partenerul dumneavoastră. Da, toți sunt. Poate fi-mă de aici. Să meargă... Acum mergem pe verde, da? Mergeți unde vreți! Mergem înainte! Mergeți! Uitați! Cu liniște! Așa, ia că ne putem întoarce! Așa, așa! Ce plimbare? Cei doi metri făcuți? Superbă! Să liberez calul! Eliberați, domne, să eliberați calul! Da, da! Turuc! Cade calul, mă! Hai să-l dute... Calule, ia! Mai încoace așa! Vă place să atingeți calul ăla? Vă place calul, domnul Țifroc! Mai eu și calul meu, măi! Dar este cal sau cămilă? Așa! Mamă, eu vreau să cunosc calul! Eu vreau să...